Tu ești îndrăgostit de Oana? Doamne, ferește-i. Dar să vedem. Dacă ce aș spune, răspunde. Da, nu o să mă crea de nimeni. Oricum văd că nu vrea să primească nici măcar niște flori nevinovate din partea păi mea. Păi dar cum de ești fidare de față cu soțul meu să-mi dai flori? Că e ziua mea, nu ai de ce să-mi dai tu flori. Hai sări puțin calul, să știi. Că intervin, înainte să intre în platou cu florile, Vali îmi spunea că mereu ți aducea flori și le lăsai în camera de hotel. Nu, o singură dată. O singură dată mi-a adus flori pentru că am ieșit la restaurant cu niște prieteni mai de mult și nu mai știu când și mă ruga să lași eu cu ceva și eu am crezut că de-aia mi-a adus flori ca să fie drăguț. Vreau ca să înțeleg să altceva. Să-ți arăt doar că am și o parte umană. În rest, nu. Suflet, să nu, eu cred că ai fost prea pervers. Trebuia eu să fiu mai șmecheră. Tu, eu am greșit pentru că am avut încredere în tine. Nu, dar eu nu înțeleg de ce continuă atât. Ce vrea. Nu, nu înțeleg. Eu nu înțeleg. Cu toate că nu sunt, să știi, slab de minte. Dai. Nu înțeleg ce cauți, ce vrei. Nu înțeleg de ce vii toată ziua. Nu înțeleg. Eu nu vreau să continui. Păi atunci de ce nu pleci acolo? Erai pe la Bacău, pe undeva. Ce dracu, ce cauți acum iar? Tu nu-ți dai seama, eu cu Viorel nu mai vorbește cu mine două zile, nu pot să mă înțeleg cu el. Nici nu mai știu. Mă rog pe Andra, am venit aici la emisiune, eu mai mult pentru Viorel, ca să orice, să-i cer scuze public, să... Păi asta vreau să fac și eu, să arăt că am o latură umană. Dar fără tine, dragă, nu mă interesează de tine, Doamne ferește. Nu mă, tu, dacă arăți ceva bun, trebuie să-mi spui acum, băi, n-a fost adevărat. Asta vreau de la tine. Ce crezi că cu niște flori rezolv tot? Ce fac ceva pe florile tale? Că tu vrei să devii vedetă. Deja mi-ai zis că toate babele se uită după tine. Acum dacă mai stai mult, se uită și alea tinere, nu? Nu. Viorel mi-aducea numai orhidee când era la început relație. Ce vii cu florile alea la mine, zici că... Dar nu vă mai luați de flori. Florile sunt foarte frumoase și... Păi dar nu, cu niște cumie, că cu o floare nu faci primăvară. Să-și ceară scuze pentru ce a spus și să spună că a mințit. Da, poate că e un prim pas. Îmi cer scuze, dar n-am mințit. Cu ce n-ai mințit, Vali? Cu ceea ce s-a întâmplat între noi. Poți să încerci scuze la asta. Crede-mă, eu cred că ai luat niște pastile și nu mai ți-a aduce aminte. Nu mai vorbesc, discutați între voi. Ce a fost între voi? Nu a fost, dragă, nimic între noi, Doamne, ferește. Unul așa, unul așa. Eu ce să cred? Păi tu trebuie să mă crezi pe mine, bineînțeles, pentru că pe mine mă cunoști. Hărate, cum ai încredere în mine sau un om care îl cunoști? Care, mă? Care e adevărat? Lăsă puțin, ai încredere în mine sau un om care îl cunoști? Eu nu vreau să dau un Horatiu e neutru. Păi că ce știe Horatiu? Ce crede? Foc fără foc. Din discuțiile. Foc fără foc, pardon. Dar nu știe, dragă, Horatiu, treaba mea. Ce am făcut Andra, eu. Andra, uite, Andra. Dar nu știe, dragă, nimeni, tu trebuie să ai încredere în mine. În discuțiile care au fost. Adică în 17 ani nu ți-am greșit. În discuțiile care au fost, că un neutru vede mai bine decât unul implicat. A fost doar o greșeală, a fost un fric, atât din partea mea, atât a fost. El, dacă a înțeles altceva, e greșeala lui. Într-adevăr, domnul Nisu, acest băiat a dat dovadă de lipsă de educație. Aici fără. Păi orice bărbat care are o femeie nu spune, domnule. Dar nu are. Dacă să încep să spun cu toate cu care m-am culcat în viața mea, nu? Că sunt destule cunoscute. Ai putea să o spui și așa aș face. Mai e politicos, frumos, mai cu bun simț, domnule. E frumos, mă? Așa cum ți-a spus și Mara Bonică, chiar frumos? Ai sărit calul spui, domnule, repetate rânduri. Mamă, am fost amantul lui Ana Liz, vai, cine sunt eu? Adică asta e cel mai frumos. Dacă eram o femeie singură, înțeleg, dar așa ne-ai făcut rău. Mai ales că Viorel are o vârstă. Tu pentru nu el e o laudă, dar pentru ea nu cred. Cred că e o... Da, dar atunci când ne-am întâlnit, mi-ai spus că sufletește, ești o femeie singură. Doamne, ferește, încetează cu prostiile astea. Toată lumea știe că sunt măritată. Stai puțin, poate că era, Vali, poate că trecea printr-o pasă proastă în ziua normal, aia când ți-a spus lucrul. Eu mai cer, mă împac cu Viorel, dar nu, asta nu înseamnă eu că sunt despărțit. Eu mai am momente de astea. Eu pe Oana am lăsat-o să facă ce vrea întotdeauna. Niciodată nu i-am impus ceva. Acum aia trebuie să-i rezolve problemele, să mă lase pune în pace, că deja mi-e rău, mă doare capul, m-am săturat de 4 zile, tot mă gândesc, băi, e, nu e, o să dau o dată cu banul, băi, dacă este marca, înseamnă că a fost adevărat.